Vă invit la cea de-a 54-a ediție Analizelor Economice. Astăzi vrem să discutăm despre un subiect care nu am vorbit în mod special. Ar părea că este un subiect micuț, dar îl vom trata într-o abordare mai puțin obișnuită și sper că va fi interesant pentru dumneavoastră. Cel puțin vom vorbi pe ceva care fiecare din noi, dacă sau este afectat sau cel puțin este interesat de acest subiect. Vom vorbi despre piața de leasing din Republica Moldova. Nu este o piață foarte mare în Republica Moldova, este o piață în dezvoltare. Aici trebuie să spun că noi în prezent avem sectorul bancar care este dominant și noi într-o ediție separată vom vorbi despre gradul de împrumut a persoanelor fizice și vom vedea că sectorul bancar dă undeva vreo 60% din toți banii pe care oamenii noștri împrumută din sectorul bancar. A doilea este sectorul nebancar care este format din asociații de economie și împrumuturi cu pondere foarte micuță. După aceasta mergă companii de microfinanțare și companiile de leasing care oferă bunuri în leasing. Diferența pentru cei care poate nu o să documentați, ca cei care ne ascultă pe noi știu deja despre ce vorbim, dar foarte multă lume care procură mașini, că de regulă când vorbim de leasing, în mod special vorbim despre automobile, știți că există împrumuturi pentru mașini și leasing pentru mașini. Diferența este unul foarte simplu. În cazul unui împrumut, mașina este a dumneavoastră, în cazul unui leasing, mașina este a companiei. Deci dumneavoastră vă achitați și în momentul când ați achitat toată suma, deveniți proprietarul mașinii. În cazul unui împrumut, mașina este deodată a dumneavoastră. Deci aș vrea să vorbim despre piața de leasing și aici, nu înainte de a aduce mulțumiri, că dacă observați în toate edițiile noastre, cel mai mult folosim date statistice. În acest caz vreau să mulțumesc în primul rând Biroul Național de Statistică, chiar zilele acestea am fost sunată de unii angajați, ceea ce vreau să mulțumesc domnului Cara, în special directorul, că am fost sunat de unii angajați care mi-au sugerat anumite date care le pot utiliza, unde le pot utiliza și în felul acesta am îmbunătățit anumite cifre pe care le-am prezentat anterior. Iar de această dată am avut o consultație la Comisia Națională a Piețelor Financiare și explic din ce cauză, deoarece dacă ne uităm atent, statisticile privind leasing-ul sunt oferite atât de Comisia Națională a Piețelor Financiare, cât și de Biroul Național de Statistică. Și există o mică diferență între cifrele prezentate și am să explic din ce cauze există această diferență. Diferența rezidă din faptul că companiile care oferă leasing, utilajul leasing, sunt obligate să înregistreze la Comisia Națională a Piețelor Financiare în condiția în care împrumuturile care le oferă reprezintă mai mult de 15% din activitatea lor. Cei care oferă ceva în leasing, dar aceasta reprezintă 15% din activitatea lor, nu se înregistrează la CNPF. Respectiv, date de la Biroul Național de Statistic sunt cu puțin mai mari decât cele de la CNPF, deoarece Biroul Național de Statistic include absolut toate companiile, inclusiv și acelea care nu sunt înregistrate la CNPF. Din acest motiv, eu vom folosi date de la Biroul Național de Statistică în ce privește mărimea și volumul pieței, iar la CNPF pe noi ne ajută să simțim dinamica piețelor. Biroul Național de Statistică oferă date odată pe an, CNPF oferă la 3 luni. Și în felul acesta, având date de la CNPF plus Biroul Național de Statistică, noi putem crea în tablou ce se întâmplă în situație în țara noastră. Piața de leasing în Republica Moldova în 2021, din tâi vorbesc 21, apoi mă întorc la 2022, în 2021 a cunoscut o creștere semnificativă față de 2020, dar aici trebuie să aducem o mică nuanță. Creșterea aceasta, de fapt, dacă observați atent din grafic, 1,7 miliarde lei, nu este atât o creștere cât este o recuperare după anul 2020. În anul 2020 noi am înregistrat o scădere puternică de 400 de milioane de lei a pieței de leasing, iar în 2021 noi doar am recuperat și încă n-am ajuns la nivelul 2019. Din ce cauză în 2020 n-am avut o scădere? Răspunsul este unul foarte simplu. 90% din toate utilajele procurate în leasing sunt automobile. Anul 2020, vreau să vă reamintesc pentru cei care ați uitat deja, a fost un an de pandemie. În primele luni la noi a scăzut puternic numărul de mașini procurate, vorbim de mașini noi în cazul dat, sau mașini aduse oficial de companii. Această scădere s-a reflectat și pe piața de leasing. În 2021 am avut o recuperare și dacă vă uitați atent, la noi piața de leasing în prezent este la nivel de 1,7 miliarde lei. În primele luni ale acestui an noi avem o ușoară scădere. Această ușoară scădere se explică iarăși prin doi factori. În primul rând,
războiul din Ucraina și toată această situație neplăcută a dus la ceea că oamenii au devenit puțin mai prudenți în ceea ce înseamnă împrumuturile și acum pe piața de automobile, despre aceasta voi vorbi ceva mai târziu, avem o mică înclinație spre scăderea numărului de mașini procurate, dar încă o dată vreau să menționez, în anul 2021 noi am avut un record istoric absolut la număr de mașini procurate, de aceea ceea ce se întâmplă în 2021 este o revenire la situația normală. Dar, despre aceasta vă vorbim mai târziu, din acest motiv, noi în prezent asistăm la o ușoară, ușoară, aproape neobservată scădere a pieței de leasing, am putea spune în felul următor. Piața este practic stabilă. Pentru a analiza această piață, după cum am spus, este foarte simplu. A fost 1,4, acum 1,7 miliarde de lei, am putea spune, dintre care 790 de milioane de lei sunt persoane juridice, 910 milioane de lei sunt persoane juridice, fizice, și aici am putea spune, gata, tema s-a terminat. Nu. Ar vrea să întrebăm totuși în detalii, veți vedea, cred că asta voi prezenta foarte multe date noi. Și aici vreau să mai atrag atenția asupra unui lucru. Astăzi, tema este destul de complicată din câteva motive. În primul rând, am ales un subiect complicat și acolo și vedeți ce vorbim. Eu vreau să, fiindcă vorbim despre leasing, aș vrea să tratăm piața automobilor sau importul de automobile și veți vedea că la noi datele statistice nu ne reflectă în plinătate ceea ce vreau să prezint astăzi. În acest motiv, foarte multe cifre sunt estimate. Și deoarece sunt estimări, este prima estimare făcută de acest gen. Din experiența mea anterioară, și noi vom prezenta peste două săptămâni rezultatele privind gradul de îndătorare a populației, veți vedea că după ce am făcut două sondaje, la noi calitatea estimărilor se îmbunătățește, respectiv cifrele se schimbă. Din acest motiv, astăzi, prima problemă este să estimăm piața. Doi, la noi importul se calculează în dolari. Dar eu am calculat în euro, din ce cauză, deoarece cetățenii noștri, în mare măsură, gândesc în euro, mașinile îl procură din zona euro și mașinile la noi se vând scumpă în euro. Dacă aș vorbi de dolari, cred că pe mulți i-aș zăpăci. De aceea eu, toate calculele sunt făcute în euro, ceea ce își lasă o amprentă asupra datelor. În a doilea rând, volumul de date disponibile nu este atât de suficient ca să vorbim cu exactitate, din acest motiv sunt mai mult niște estimări, însă în opinia mea alte date nu le veți găsi. De aceea este o primă estimare privind piața leasingului, piața autoturismului din Republica Moldova și mie când am început această analiză economică mi-era greu să mă gândesc, vorbim totuși de piața leasingului sau de piața autoturismelor? Am zis totuși vorbim de piața leasingului. Deci în Republica Moldova avem 1,7 miliarde de lei sub formă de leasing. Cum sunt acești bani? Dacă vă uitați atent, răspunsul este clar. În graficul numărul 2, în spatele dumneavoastră, mijloacele de transport avem de 91%, 1 miliard 556 de milioane, după aceasta mașini și utilaje 66 de milioane, clădiri și construcții speciale 39 de milioane și alte mijloace 41 de milioane. Poate cândva vom vorbi despre leasingul imobiliar, după mine este o piață cu foarte mare perspectivă în Republica Moldova, așa ceva practic lipsește. Dar ați observat, când vorbim de leasing în Republica Moldova, de fapt vorbim de mijloace de transport în leasing. Aici vreau să mai dau o nuanță. Noi astăzi vom vorbi despre mașinile procurate în leasing. Însă, totuși avem în Republica Moldova și fenomenul de mașini procurate în credit. Până ce nu am identificat mecanismul prin care putem estima această piață, vom considera totuși cel mai mare număr de mașini. Majoritatea cu vârstoare mașinilor sunt procurate în leasing. Piața creditelor pentru autoturism este una relativ nouă. Cred că într-un viitor apropiat vom identifica niște mecanisme prin care să putem estima. De aceea astăzi vom vorbi despre piața de leasing din Republica Moldova, piața de autoturisme din Republica Moldova și autoturismele procurate în leasing. Altfel spus, câte mașini moldovene procură în fiecare an și câte mașini din acestea sunt procurate pe datorii sau sunt procurate în leasing. Ca să putem face acest lucru, am luat și am calculat care este durata medie a unui contract în leasing. Deci din toată suma de bani pe care au cetățenii Republicii Moldova, în prezent, durata medie a contractului estimativ este 2,6 ani. A fost 3,1 ani în 2016, acum oamenii au mai multe contracte în leasing și durata lor a scăzut și noi estimăm undeva la 2,6 ani. De ce avem nevoie de acest lucru?
Deoarece dacă noi știm care este numărul de mașini care se află în leasing, după aceasta știm care este durata medie a unui contract, putem să calculăm câte contracte anuale sunt făcute cetățenii noștri. Deci întrebarea mea este, câte mașini la ziua de asta sunt în leasing în Republica Moldova? 1. Și câte mașini au fost procurate în leasing în anul 2021 sau chiar în anul 2022? Având aceste cifre, știind aceste lucruri, putem estima. La ziua de astăzi, numărul total de mașini care se află în leasing în Republica Moldova este de 76 de milioane de euro. Încă o dată am spus, acolo ați văzut, noi avem 1,556 de milioane, miliarde de lei, dar eu am operat în euro. Dintre care, anul trecut am avut 26,5 milioane euro mașini procurate în leasing. Deci anul trecut cetățenii Republicii Moldova au obținut autoturisme sau au ieșit de pe porțile saloanelor autoturisme în volum de 26,5 milioane euro procurate în leasing. Este un record absolut, de fapt, este ca volum de bani, este un record absolut după număr de mașini. Veți vedea o diferență în 2019 din simplu motiv că atunci leu moldovenesc era foarte puternic, se primește că în euro era cu mult mai mult, dar oamenii de fapt au luat împrumuturi mai puțin. Și 2017, vom vorbi separat despre 2017, mai târziu. Deci primul lucru noi îl știm. La ziua de astăzi avem 76 de milioane de euro mașini procurate în leasing, dintre care anul trecut s-au procurat de 26,5 milioane, iar în acest an, în primele 3 luni ale anului, noi am procurat mașini în leasing 7,1 milioane. E mult sau puțin. Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să vedem câte mașini sunt importate în Republica Moldova. Noi avem datele oficiale. Și în anul trecut noi am avut un import absolut de autoturisme de 39,2 de autoturisme. În acest an avem o ușoară scădere, valoarea anuală sau în ultimii 12 luni număr de autoturisme importate este de 38,3 mii. Vă uitați anul 2017, vă rog să nu vă intimidez acest an cu 41,3 mii și vă explicați din ce cauză. Urmăriți anul 2014, 2015, 2016, 2017. De fapt, ce s-a întâmplat în 2017? Vă aduceți aminte, la noi a fost modificată legislația pentru care cetățenii Republicii Moldova aveau dreptul să intre cu mașini în țară fără a plăti acest gaj la vamă. Foarte mulți moldoveni au adus mii de mașini în țară pe care le-au introdus fără ca să plătească, fără ca să le devămeze și circulau în Moldova mașini cu numere străine. Această problemă a creat tensiuni mari, ani de zile se discutau, nu s-a găsit o soluție, până în urmă în 2017 s-a identificat o soluție prin care s-a permis lor să înregistreze mașinile. Din acest motiv, noi estimăm că în anul 2017 în țară s-au adus orientativ 23-24 de mii de autoturisme, restul autoturismelor care au fost înregistrate, de fapt undeva 17-18 mii de autoturisme, au fost mașinile aduse în anul 2014-15-16, însă înregistrate în 2017. Din acest motiv, noi spunem că în Republica Moldova se importau maximul ce a fost 32.000 de mașini în 2019, iar în 2021 au avut 39.000. De ce am avut 39.000 așa o creștere masivă în 2021? Sunt două răspunsuri. 1. 2020 a fost un an prin care cetățenii noștri nu au putut importa mașini. A fost pandemie, oamenii erau îngrijorați și noi o numim, la mașini este cererea amânată. Dacă în cazul altor bunuri, omul dacă nu a mâncat astăzi, mâine nu mănâncă de două ori, că mă rog, gata, s-a terminat, în cazul bunurilor de lungă durată, cum sunt mașinile, dacă eu n-am cumpărat astăzi mașina, dar eu aveam de gând să o cumpăr, eu mâine o voi cumpăra-o. Din acest motiv, în 2021, cererea amânată sau oamenii care au vrut să cumpere mașini în 2020 și au procurat, le-au luat în 2021. Și a doilea, în 2021, oamenii au avut totuși o situație în care s-au gândit că lucrurile merg foarte bine. Am avut o volum a creditelor fără creșterea creditelor de consum fără precedent în istoria noastră și oamenii fie au procurat mașini cu bani împrumutați la prieteni, fie din alte motive, dar am avut într-adevăr o explozie a numărului de mașini procurate, iar scăderea din acest an în principiu este o scădere nu prea mare. Ce am făcut eu? Nu. Deci datele privind numărul de mașini importate. Apropo, aici noi vorbim de număr de mașini importate în Republica Moldova. Numărul real de tranzacții este cu mult mai mare, că multă lume cumpără mașini din mâna a doua din Republica Moldova. Noi vorbim aici de piața de importul de autoturisme și ce avem noi, nou, față de datele pe care dumneavoastră puteți obține, de la Agenția Proprietăților Publice, dumneavoastră puteți, îmi cer scuze,
agenție serviciilor publice. De la agenție serviciilor publice noi putem avea număr de mașini importate. Ceea ce este nou, eu le-am divizat după numărul de mașini importate oficial și număr de mașini aduse de persoane fizice. De ce este lucrul acesta important? Din cauza că noi putem afla câte mașini oficial, legal, au fost aduse în țară pentru a fi vândute. Au fost aduse de companii, fie mașini noi, sunt companii care aduc și mașini din mâna a doua, dar aceștia sunt importatori oficiali de autoturisme. Dacă vă uitați atent, în Republica Moldova, anul trecut au fost importate 39,2 mii de mașini, dintre care 14.500 de mașini au fost importate oficial, iar 24.700 acestea sunt mașinile care persoanele fizice sau să le aduc lor pentru ei, sau le aduc și le vândă la piață, deci fără a fi importatori autorizați. Aici este un element destul de important. În primul rând, noi anul trecut am avut un record absolut de mașini importate oficial sau nu vreau să zic legal, că și el sunt aduse, dar noi, piața de autoturisme la noi încet, încet, de o piață, să zicem așa, neobservată, economia neobservată, încet, încet, transformă într-o piață civilizată, unde oamenii merg în saloanele auto sau unde merg la o întreprindere autorizată și procură mașinile. Noi, încet, încet, ne apropiem că 40% din toate autoturismele importate care se vând în Republica Moldova sunt importate de către persoane autorizate. Deci, având aceste cifre, pentru ce pe mine mă interesează, având aceste cifre, noi putem estima piața. Din simplu motiv că noi avem date câte mașini au fost importate în Republica Moldova și noi avem cât s-a plătit pentru importul lor și în felul acesta noi putem calcula care este prețul mediu a unei mașini importate. Dacă ne uităm atent, în 2016 prețul mediu a unei mașini importate a ajuns la 18,6 mii euro, în 2021 și 2022 prețul mediu a unei mașini importate este de 15 mii de euro. Nu sunt specialist pe piața autoturismelor, bănuiesc că sunt doi factori. În primul rând, să aduc mașini mai ieftine, în al doilea rând, companiile deja pentru a cuceri și piața aceasta neformală, dacă vă permit, voi folosi noțiunea neformală, încep a duce mașini de mâna a doua, care sunt importate oficial pentru a fi vândute. Din acest motiv, eu cred că la noi, în timp, numărul mașinilor aduse de persoane fizice va scădea continuu, numărul mașinilor aduse de persoanele autorizate pentru import va crește și, respectiv, prețul mașinii va scădea, deoarece va fi destul de mare ponderea mașinilor de mâna a doua. Deci, având număr de mașini care se aduc în Republica Moldova, având prețul mediu, este mai greu cu mașinile de mâna a doua. Din acest motiv, eu am considerat să utilizez o treime din prețul mașinilor. Deci, am împărțit, practic, la 3 prețul mașinilor de mâna a doua aduse. Dacă voi mai face odată estimări, deja împreună cu cineva din această piață vom discuta, dar orientativ, putem spune în felul următor. În Republica Moldova, în anul 2021 au fost importate mașini de 341 de milioane de euro, dintre care 218 milioane de euro sunt mașini care noi avem date oficiale, care au fost importate oficial și noi estimăm că piața mașinilor aduse neoficial decât persoanele fizice, fie pentru ei personal, fie pentru a le revinde, noi estimăm la 125 de milioane de euro anul trecut, cu o tendință clară de scădere în acest an. Deci noi am putea spune în felul următor, în opinia noastră, în acest an, cel mai probabil piața oficială a autoturismelor va rămâne la fel și noi vom continua procesul de scădere a numărului de mașini aduse de persoane fizice. În final, concluzia este următoarea. Dacă la mașinile aduse de persoanele fizice, practic oamenii le procură cu banii în numerar, în cazul mașinilor aduse de către companii, noi asistăm la o piață organizată și fiecare nouă mașină care este procurată este procurată în leasing. Deci din mașinile care iese din saloanele auto, fiecare nouă mașină, aproximativ fiecare nouă mașină, de fapt este procurată în leasing. Mașinile noi mai mult, mașinile de mână a doua mai puțin. Iar piața noastră de autoturism este cel puțin minimul de 341 de milioane, dintre care domină piața mașinilor procurate de companii autorizate. Dacă vă uitați în 2015 până în anul 2016, deci până în 2017, practic, eu aici am făcut estimările, la noi până în 2017 mașinile aduse de persoanele fizice
ca valoare erau mai mari decât mașinile aduse de către companie. Practic, la noi, piața organizată a autoturismilor a început să domine și este ca volum de bani mai mare decât piața neorganizată undeva din anul 2018-2019. În 2015 observați o scădere destul de puternică a numărului de mașini aduse în Republica Moldova, este cauzată de criza după jaful bancar, 2015, vă aduceți aminte, deprecierea valutei, criza, oamenii au intrat într-o sărăcie, nu le era lor a mașini. Scurt pe doi este în felul următor. Piața auto din Republica Moldova încet, încet devine una organizată, devenind o piață organizată, lumea mai activ procură, lumea procurând mașini organizate se aventurează să ia în leasing și în felul acesta putem spune că, în opinia noastră, piața de leasing în Republica Moldova, după o scurtă pauză legată de creșterea bruscă din 2021, va cunoaște o dezvoltare destul de puternică și această dezvoltare se bazează pe faptul că Republica Moldova încet, încet, piața de autoturism va veni una organizată și în felul acesta cetățenii noștri vor procura mașini, inclusiv utilizând acest instrument de leasing, iar într-o viitoare ediție, peste jumătate de an, sau când va fi ea, vom vorbi și despre piața totală de mașini procurate în împrumut, fie sub leasing, fie sub formă de credite. În privința creditelor este foarte greu în prezent să ne expunem. Asta a fost pentru astăzi. Încă o dată vreau să vă repet. Toate cifrele care le-ați văzut astăzi sunt în exclusivitate în sensul că sunt primele estimări făcute în baza datelor mai puțin sau mai mult existente. Deci noi avem anumite date în spațiu public și în baza lor noi am reușit să împărțim piața de autoturism adusă de companii și piața de autoturism adusă de persoane private și să facem o primă estimare a pieței care, în opinia mea, este de minimul 340 de milioane de euro, deci 340 de milioane de euro este cea mai mică valoare care poate fi demonstrată. În realitate, piața este cu mult mai mare, însă acest lucru va fi necesar de demonstrat și cred că într-o viitoare ediție vom spune totuși câte mașini sunt aduse în Republica Moldova anual. Vă mulțumesc și până data viitoare!